Capitolul 25 Festus, când a venit în ținutul său, după trei zile s-a suit de la cezarea în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruință și i-au cerut ca un hatâr pentru ei să trimeată să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă ca să-l omoare pe drum. Festus a răspuns că Pavel este păzit în cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci, a zis el, cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și, dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască. Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile, apoi s-a coborât la cezarea. A doua zi a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Când a sosit Pavel, iudeii, care veniseră de la Ierusalim, l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri, pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis, N-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns, a zis lui Pavel: Vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis: Eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului. Acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei, nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte. Dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar. Atunci Festus, după ce s-a chipzuit cu sfetnicii lui, a răspuns de cezar ai cerut să fii judecat, înaintea cezarului te vei duce. Împăratul Agripa la cezarea După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la cezarea ca să ureze de bine lui Festus. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis, Felix a lăsat în temniță pe un om, împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut o Le-am răspuns că la romanii nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca cel pârât să fi fost pus față cu pârâșii lui și să fi avut putință să se apere de lucrurile de care este pârât. Ei au venit deci aici, și, fără întârziere, am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător, și am poruncit să aducă pe omul acesta. Pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Isus care a murit, și despre care Pavel spunea că este viu. Fiindcă nu știam ce hotărâre să iau în neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri. Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută ca să fie supusă hotărârii Împăratului, și am poruncit să fie păzit până ce voi trimite la Cezar. Agripa a zis lui Festus: Aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine? a răspuns Festus, îl vei auzi. A doua zi, deci, Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare, împreună cu capitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo. Atunci Festus a zis, Împărate Agripa și voi toți care sunteți de față cu noi!" Uitați-vă la omul acesta, despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască. Fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte, și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră, și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie. Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemnițat fără să arăt de ce este părât. Capitolul 26 Pavel Înaintea lui Agripa Agripa a zis lui Pavel: Ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele douăsprezece seminții ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt pârât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Și eu, cei drept, Credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Isus din Nazaret, și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile, și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop, m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la Amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind în împrejurul meu și în împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care mi zicea în limba evreiască. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cine ești, Doamne? am răspuns eu. Și Domnul a zis, Eu sunt Isus, pe care îl prigonești. Dar, scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu, și să primească, prin credința în mine, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la Neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise că are să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că, după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie!" Nu sunt nebun, pre alesule Festus, a răspuns Pavel. Din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel: Să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Nevinovăția lui Pavel recunoscută. Împăratul, dregătorul, berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat. Și când au plecat, ziceau unii către alții, omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare. Și Agripa a zis lui Festus, omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de cezar. Amin.